Sute de kilograme de carne infestată cu salmonela provenind de la o unitate de procesare din județul Neamț au ajuns în 23 de județe din țară. Micii infestați au fost depistați în cadrul unui control în domeniul siguranței alimentelor efectuat pe 30 mai. Atunci au fost prelevate de la un depozit de produse congelate 5 probe din carne preparată pentru mici. În urma analizelor efectuate în data de 7 iunie, s-a depistat prezența salmonela în probele analizate. Din primele date ale anchetei a rezultat că depozitul de produse congelate a recepționat în data de 29 aprilie 2013 cantitatea de 840 de kilograme de carne preparată de mici. Din această cantitate, până la data de 7 iunie, a fost livrat în 23 de județe o cantitate de 635 de kilograme. Celelalte 205 kilograme de produs, care se aflau în stoc, au fost reținute oficial în depozitele din județul Prahova. 25 de caserole cu mici au fost retrase de Direcția Sanitar-Veterinară Suceava dintr-un supermarket din municipiu, asupra lor planând suspiciunea că micii erau infectați cu salmonela. Într-adevăr, având în vedere această, să spunem, subiect care a fost abordat la nivel național, am solicitat și eu Direcției Sanitar-Veterinare Suceava să identifice aceste situații la nivelul județului Suceava și sigur într-un hipermarket a fost identificat din același lot din care a fost furnizat la Ploiești un număr de 16 caserole într-un magazin din municipiul Fălticeni și 9 caserole la Rădăuți au fost retrase de la comercializare și până în acest moment nu avem nicio problemă. Practic, acestea au fost cantitățile identificate și au fost retrase de pe piață, urmând a se face analizele corespunzătoare.